Am revenit la tablou de viață alături de Laurențiu Dimișcă și Ana Maria Damian, femeia din viața artistului sau muza, cum am zis bine? Depinde cum se simte ea, poate să ea să exprime mai bine. Te simți muză? Am mai avut discuția asta într-un interviu, cred, recent. Nu știu dacă neapărat mă simt muză. Cu siguranță, da, mă simt femeia din viața lui. Asta nu o contestă nimeni. Muză, da, mă simt și muză în unele momente. Când ne amuzăm amândoi de multe lucruri și de acolo ies în niște lucruri, da. În 2-3 zile deja le văd expuse pe perete și atunci, da, mă simt un pic muză. În rest, mă simt femeia de lângă el, cu siguranță. Se simte, vă spun eu, și nevastă, și iubită, și amantă, și toate, la pachet. Bineînțeles. Foarte tare asta, că... Știi, Laurențiu nu vorbește mult, dar când le zice, se zice bine. Ai iubit la albă. Ca să ne întoarcem un pic mai încolo la aspectele personale, cum întâlnirea asta fericită dintre voi, pentru că clar este o întâlnire care va schimba viața la fiecare și v-a făcut-o mai frumoasă și sunteți fericiți, asta se vede clar. Cum ați început să colaborați și pe plan profesional? Aș putea zice o colaborare, dar mai degrabă fiecare și avea proiecte începute și aproape spre final, la mine la jumătăți și la Ana la trei sferturi. În ceea ce privește, Ana are mai, are un proiect pe turism de agrement, dar de ce nu și cultural, adică se ocupă de afacerea familiei, o pensiune pe lac, unde zicem noi că la începutul august vom da drumul așa, măcar la jumătate agrement, măcar oamenii se bucure de briză și de apus de soare, de o bucătărie, o gastronomie românească și o degustare de vin pe malul lacului și de ce nu și un pescuit, bineînțeles dacă avem autorizație. Și după aia, alături de artist în peisaj, vor descoperi și lucrări de artă în cadrul acestei pensiuni. Iar asta ar fi, bine, un mic fragment din peisajul afacerii Anei. Și în ceea ce mă privește pe mine, am cumpărat acum câțiva ani o școală lângă Piatra Neamț, unde m-am hotărât anul ăsta să o repar, bine, și sub spărgătorul de gheață, adică mama soacră. Sper că nu m-a auzit. Mi-a dat un impuls și un început care cred eu că înaintez lucrurile mult mai rapid. Oricum, scopul a ceea ce va fi școala va fi Muzeul Dimișcă, un centru internațional de artă cu rezidențe, cu expoziții, cu ateliere de creație, cu artiști sau turiști cazați în butoaie de vin. Adică am niște idei foarte interesante. Școala va fi pictată în exterior, pridvorul în mozaic. Deci totul va fi ca o clădire care eu vreau să o introduc în ghidul Raw Vision la clădiri ciudate. Cu ocazia asta mi-am făcut o fundație și dacă tot sunt telespectatori care le iese banii din buzunar, bineînțeles, am un început de ctitor între ghilimele, deci am fost sponsorizat de o firmă, deci fiecare care consideră că poate să mă ajute să înființez acest muzeu, care e un muzeu în continuă mișcare sau un muzeu care nu-i, care spune foarte multe și arată că poate fi pe harta Piatra Neamțului sau Județul Neamț sau României, de ce nu, sau Europei de Est sau Europei, un interes
de mare ambengură și o să îți mulțumesc pe această cale că reușim să le povestim la omuleți, cel puțin nu știu pe ce rază, că se pregătește ceva interesant și cei care vor să sprijine acest proiect al meu, bineînțeles, se pot face bartere din partea fundației, putem veni cu lucrări în preajma mecena sau beneficiarului. Adică sunt diferite căi în care aș vrea să fiu sprijinit, să pot să o repar, să o pun, pentru că e păcat, e o școală tipic românească cu pridvor și ar fi păcat să nu îi dau o altă viață, deși are o prins și al doilea război mondial și jumate din ea și jumate. Deci o întreagă generație de oameni au studiat acolo. Sunt foarte multe școli în situația asta. Îmi pare rău să aud că tot sub aripa, adică nu, e bine că e sub aripa Ministerului Învățământului, dar măcar să nu le țină pentru șoareci și lilieci, să le dea mediului privat, să le dea o altă viață, pur și simplu. Eu, cel puțin, vreau să fac un muzeu, un centru de artă și fiecare are idei să nu lase ceva care consider că e de patrimoniu să se ducă la bale. Deja mie mi-ai captat interesul, abia aștept să vin să văd. Bine, și la... nu pescuiesc, dar să degust ceva lângă... la pensiune, la Ana, clar. Vor fi și plimbări cu barca, vor fi și la Ana. Pensiunea nu este neapărat o zonă pentru pescari. Eu zic, deși e idealul pescarilor, nu va fi pensiunea pescarilor. E ideală, da, știu. Băieții nu-i mai iau de pe marginea lacului când merg acolo și Laurențiu, tatăl meu, prietenii noștri care ne însuțesc. Eu îmi doresc ceva, mi-am dorit și imaginea a fost de la început construită în jurul unei idei mult mai romantice, da? E locul în care... Deci vezi, ai chemat romantismul și a apărut pensiunea apoi la Laurențiu. Pensiunea, crede-mă, nu a apărut chiar de nicăieri. Am fost acolo de la prima cărămidă și am trasat pe iarbă unde va veni fundația. Și asta a fost acum 5 ani în urmă, muncim de mult, nu e ceva ce s-a făcut peste noapte. E un proiect frumos pe care l-am de mult timp împreună cu familia mea, pe care îl gestionez mai mult eu, pentru că ei nu sunt aici. Dar, da, revenind la idee, da, e ceva romantic, e ceva frumos, e un loc de vis de unde îmi place mie să spun și să afirm de multe ori, nu o să mai vrei să pleci acasă. Așa va fi contextul. Iar băieții, dacă chiar vor să pescuiască, nu ne oprește nimeni, cu siguranță, vor avea un loc ușor special amenajat. Și da, ne axăm foarte mult pe plimbările romantice cu barca pe lac, pe degustări, pe croaziera în doi, cu ospătarul care îți servește cocktailul, lucruri mult mai... Aici, în zona noastră, deși voi trăiți de ceva vreme în capitală. Și dacă noi trăim în capitală, noi suntem un fel de nomazi, putem spune, în ultimul timp, da, cel puțin de când am cunoscut. Și înainte, cu siguranță, fiind două persoane care am călătorit foarte mult amândoi și, bine, și pentru muncă, nu numai pentru divertisment, da? Sau pentru plăcerea de a călători. Da, suntem un fel de navetiști, București, Piatra Neamț și alte locuri unde Laurențiu expune sau eu am alte treburi de derulat, contracte de negociat. Sau... Da, călătorim peste tot, dar rădăcinile sunt aici și sufletul oricum e... locul în care te-ai născut și în care... Și e foarte frumos că faceți proiecte de anvergură, chiar aici, în locurile unde ați copilărit amândoi, nu? Da, absolut. Spune-mi ideea asta cu școala, cum a apărut? Că totuși pare greu de realizat. Ai nevoie de mult sprijin și deocamdată mult suflet ai, dar... Da, nimic nu e greu dacă îți dorești într-adevăr ceva din tot sufletul. Eu, acum câțiva ani, de fapt mulți ani în urmă, am activat în Franța, am colaborat cu muzee de factura asta. Știu cu ce se mănâncă. Într-adevăr, e mai greu să o pun în funcțiune, dar prin eforturi proprii, dar bunul Dumnezeu și cu ajutorul apropiaților sau celor care vor să sprijine proiecte turistico-cultural, sunt bineveniți. Deci, eu, practic, în Europa sau în toată
toate zonele civilizate din întreaga lume există centre internaționale de artă, rezidențe de artiști, care sunt ușor transformate în muzee, pentru că artiștii care trec acolo donează lucrări și se strânge o colecție și atunci pentru turistul care vrei să-l ții mai mult în regiune, îi oferi altceva, de la, știu, arta picturală, arta sculpturală, să facă și un hobby, o icoană pe sticlă, o, știu, o tehnică grafică, un vitraliu, un mozaic, deci poți să le introduci în tainele artelor, dar nu numai, acolo poți, văd că deja voi face și arta gastronomiei, arta vinului, adică sunt multe aspecte în care noi învățăm și de la alții care nu putem zice că sunt cu câțiva ani înaintea noastră, dar au spus deja lucrurilor cum se face turism cultural și atunci consider că și Piatra Neamțul, la cât e de frumos, are potențial. Are potențial, din păcate cei care au fost la conducere, nu dau nume, dar se știe, au distrus segmentul ăsta, ce numeam noi turismul cultural. Vă dau un exemplu cu vacanțele muzicale. La modul că pe unii îi doare la bască de cultură, de pictură, dar să vă dau, sau de arte în general, să vă dau un exemplu în Viena, da? Primăria de acolo dă 1 milion de euro pe an și se fac atâtea concerte și atâtea expoziții în care vin atât milioane de turiști. La noi nu cred că o să vină pentru, știu, se venea, când am promovat eu în Anglia hipodromul, sau am zis că e campionat mondial, dar eu habar n-am că era închis. Deci eu știam de când eram copil că mă duceam acolo și era spectacol, era competiții. Deci eu zic că acei politicieni care s-au băgat în toate domeniile, că altfel nu pot zice, să lase pe cei care se, într-adevăr, știu, se ocupe de unele domenii, să-și facă treaba și să nu se bage chiar peste tot, că nu mai rău face. Spune-mi despre expoziția pe care o face astăzi când filmăm noi, la... Deci o expoziție internațională, eu pe lângă latura asta de plastician, de artist plastic, doctor, artist plastic, nu îmi place să zică lumea doctor. Am spus în cealaltă emisiune, că tot respectul, doctor. Nu, ideea e că ăsta e un exemplu de proiect curatorial, la ediția a treia deja aflat, prima oară când am adus un proiect de anvergură asta, a fost o colaborare cu Consiliul Județean, unde am făcut un catalog, am itinerat prin toată România, l-am dus salonul la Casa Poporului, au fost peste 10.000 de vizitatori în 3 săptămâni, deci sunt unele lucruri pe care știu ar trebui latura asta care ne conduce între ghilimele să profite și de segmentul ăsta de cultural turistic. Deci e o expoziție care am adus-o acum, anul trecut, de fapt, din Franța, la colaborarea cu Asociația de Promovare a Artei Populare Contemporane, o asociație în care e a doua sau a treia cu care colaborez în Franța, și am peste 50-60 de artiști în custodie pe care am promovat în România, în București, în mod special, în atelierul Galerie din București, la Muzeul Satului. Deci am făcut tot felul de parteneriate cu Muzeul Satului, Muzeul Țăranului, Biblioteca Națională, deci proiecte de anvergură, dar din fericire le fac la București și multe proiecte sunt în afara graniței. Mi-aș dori să lejer să fac proiecte în Piatra Neamț. Am avut câteva colaborări cu Consiliul Județean frumoase, 4 proiecte cu fonduri nerambursabile care au avut o rezonanță în întreaga lume. Mi-aș dori în continuare să am colaborări cu Consiliul Local, cu Consiliul Județean și nu numai cu mediul privat, pentru că
consider că dacă ai un artist în o grada ta care are o rezonanță internațională, atunci, cum să spun eu, recunoaște valoarea, încearcă să-l, cum să spun eu, să profiți că el e aici, să-și pună amprenta pe orașul său și, de ce nu, prin asta arătăm un exemplu că valorile trebuie să rămână în România și nu numai valorile, ci toți, știu eu, inginerii, doctorii care sunt plecați în afară și le fac la alții putere economică, de ce nu să-i atragem înapoi, să învățăm, să respectăm valorile, să descoperim că sunt căi de a reprezenta imaginea unui oraș, că nu reprezinți prin, știu eu, iepurași ouă, să fim serioși, care durează vreo 40 de zile, că deja îmi vine să arunc cu ouăle după. Deci aici e un chici total, deci dacă vrem să orașul Piatra Neamț să arate într-adevăr ca un oraș cu potențial turistico-cultural, cu artiști, cu culoare, cu, sunt și în domeniul muzicii care au, și în domeniul actorilor, deci teatru care a avut rezonanță. Deci, oameni buni, chiar viitorul, nu lăsați să fie un întreg chici în orașul ăsta, pentru că merită, e o bijuterie de oraș și lăsați-ne să putem să arătăm prin mijloacele noastre pe care le deținem, că suntem profesioniști, să facem ca orașul ăsta să nu mai fie plin de sârme și de paianjen și de ouă și de iepuraș, pentru că trebuie să ne alegem un simbol în care să ne reprezinte, nu ne reprezintă ouă și iepuraș. Cum trec cu Paștele, bănuiesc că mai durează vreo 40 de zile cu ouăle astea. Dar văd că e o problemă. Dar se iritat vizual, deci... ești iritat vizual pentru că ai altfel de pregătire și te uiți la orice obiect altfel. Dar știi, omul de rând poate se bucură de un pic de culoare și da, copiii râd așa frumos la beculețe colorate. Cum se bucură de fântâna cântătoare, care s-a cheltuit o grămadă de bani. Deci nu sunt niște da, de ce vrei să aruncăm așa spre politică în emisiunea asta? În emisiunea asta frumoasă, când noi te vorbim despre ce lucrări frumoase faci tu. Acum am venit latura asta, să schimbăm partea. E foarte frumos orașul din punct de vedere al cadrului geografic, aș putea zice, și numai că mai trebuie câteva segmente care au fost lăsate graiște puse în valoare. Eu sunt convinsă că dacă artiști cum ești tu, cum sunt și alții care își doresc să promoveze orașul și care au avut succes în alte părți și vor să vină acasă să le arate celor de aici că de aici am plecat, de aici am crescut, cu siguranță vor fi ascultați și promovați mai devreme sau mai târziu, știi că poate se întâmplă lucrurile mai ușor, dar mai greu, dar se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, nu? E adevărat, deci mai sunt exemple din latura asta, de exemplu festivalul filmului de piatră sau consider că... Eu am un fost coleg de-al nostru, pe care îl iubim și îl apreciem foarte mult. Consider că o atracție pe lângă turismul de agrement sau prin schi sau ce oferă serviciile astea de iarnă și consider că neapărat, dacă imaginați un oraș plin de festivaluri, cum e Grenoble, seamănă foarte bine cu Piatra Neamțului, un oraș bine la mai mare, are cel mai mare bulevard din lume, înconjurat de munți, are tot așa o telegondolă, dar e un oraș plin de cultură, adică de la tot felul de festivaluri, de dans, de muzică, de tot felul de invenții. La început să și la noi să se miște lucrurile. Da, dacă tu mai sunt spectacole cu manele, cred că s-a ajuns la un nivel mai... Sunt evenimente și evenimente frumoase și lumea este din casă nu la un mic șobere neapărat, ci să participe la aceste evenimente. Mă bucur să aud, eu sincer n-am mai fost pe acasă sau sunt plecat de acasă, sunt două expresii. Nu vreau să jignesc pe nimeni, vreau să fiu un pic ironic pentru că numai prin ironie am deschis un pic
știu, apetitul acelor oameni care dețin puterea, cum se spune, provizoriu, să fie în, așa, într-un tandem, în colaborare cu toate segmentele astea care arată într-adevăr imaginea orașului tău. Și eu vă spun sincer că am promovat pe căile mele, chiar am ajuns pe insula omului la un moment dat și chiar și președintele acelei insule sau în fine, în diverse medii care au auzit de Piatra Neamț, pur și simplu. Acum, ce să zic, fiecare prin forțele proprii, prin, dacă există deschidere și bunăvoință, să arătăm că, uite, vă dau un exemplu așa scurt. Înainte ziceau că de Piatra Neamț, că e un oraș muncitoresc, iată că... Manchester, facem o paralelă, bine, deși foarte mare paralela, a fost un oraș muncitoresc, cu industria. Și n-a mai mers industria, s-a închis toată industria și s-au transformat toate hardughiile alea sau s-au inventat tot felul de muzee care au atras turiști din ce în ce mai mulți. Vă dau un exemplu. Muzeul Vieții, unde, sau muzeul, da, Muzeul Vieții, acolo a conservat o anumită epocă din Anglia și vedeai toate străzile alea din evul mediu, ale englezilor sau Muzeul Războiului. Muzeul Științei. Deci tot felul de invenții de astea în care îl atrăgea pe turism, pe turist. Și atunci a transformat, toate școlile s-au reorientat, că eu am vizitat și școala de art performance al Paul McCartney, deci am avut ocazia să cunosc tot ce înseamnă cultură în Liverpool, Manchester sau în Anglia în general, și am observat cum rapid s-au reorientat din oraș muncitoresc, s-au pregătit pentru ceea ce înseamnă segmentul cultural. Și atunci au știut să scoată bani și din segmentul ăsta. Și că nu numai turiștii sunt importanți, sunt importanți și oamenii care stau în urbie, să se simtă bine, să aibă... E aici mai e cum mai ești, de ce? Pentru că oamenii sunt obișnuiți într-un anumit fel. Nu poți să le cultivi gustul pentru altceva după ce o viață au fost obișnuiți într-un alt fel. Publicul... Poate pentru cei tineri mai e o șansă. Publicul din Piatra Neamț este un public, zic eu, cult. Păi am avut multe exemple prin Teatrul Tineretului, prin vacanțele muzicale, prin, știu, diverse sporturi. Deci nu consider că este un public care nu a avut acces la turism, la cultură. Dar lucrurile s-au orientat mai mult spre, știu, o latură sportivă, să zic. Deși sunt unele sporturi care sunt mult mai cu rezonanță, de exemplu, handbalul era... se știe, toată lumea știa că a ajuns la un nivel de performanță foarte mare, sau handball. Bine, nu prea mă pricep la sport, dar sunt unele sporturi care, într-adevăr, ar trebui băgați bani și unele care nu dau performanță, sau, din partea mea, nu toate se bage bani. De unde să luăm banii, știi? Asta e multă discuție. Da. Ce să zic? Eu cred că prin puterea exemplului și cu vorba bună, că oricum lucrurile se fac încet, mai ales lucrurile mari și importante, vine un artist ca tine care, așa, într-o nebunie de-a lui, ia o școală, face niște lucruri deosebite, cu siguranță vei servi drept model multor persoane, știi, și vei fi deschizător de drum. Deci, ai răbdare, lucrurile se schimbă. Bun, șoim am fost... Pionier am fost, pionerat fac, adică nu mă deranjează, sunt obișnuit. Cineva trebuie să facă și pe asta, nu? Sunt obișnuit cu vizionarismele sau cu anticipările a unor chestii sau să nu fiu născut într-o epocă prezentă, să fiu într-o epocă greșită. Hai să nu filozofăm despre existențialism. Eu fac ceea ce fac cu pasiune, fac cu dedicație, sunt un tip care în sufletul meu sunt bine intenționat și urăsc, cum se spune, nu știu ce mai vreau să spun. Uite că am vorbit... Că nu vine soarele, cred. Da, am vorbit multe în emisiunea aceasta, ușor pentru ultimele minute să ne reîntoarcem la voi doi.
la cuplul ăsta frumos, cum îl văd eu, care de un an și ceva. Sper să vă văd așa fericiți și peste 5 ani și peste 10 ani. O vacanță, unde duci pe fata asta? Undeva, numai voi doi? Păi tot am mai fost, am fost și în Franța, și în, adică am colindat un... Deci nu într-o vizită de lucru, într-o vacanță romantică. Nu ducem lipsă, să știi, niște momente furate pentru noi, chiar dacă poate, și dacă mă duce el pe mine sau eu pe el să ne ducem unul pe altul de mânuță, cert este că ne furăm multe momente pentru noi, încercăm pe cât posibil când avem un pic de timp liber să facem o mică escapadă, da? Fugim încoace încolo, unde ne permite timpul să mai vizităm, să mai vedem ceva nou, să ne relaxăm, de ce nu? Da, am fost și în călătorii de muncă, dar și în vacanță până acum de când ne-am cunoscut și cu siguranță o să tot mergem pentru că suntem împătimiți de călătorii amândoi. De obicei le îmbinăm astea două și oricum suntem proprii noștri patroni, deci ne facem programul cum vrea. Acum sunteți normal cu asta de vedere. Da, într-adevăr, e un câștig care am avut atâția ani de școlit și nu numai, și Ana de mică se ocupă de afaceri, adică sunt niște lucruri care cu mare efortul îți creezi să ai propriul tău timp și să le gestionezi, dar chiar dacă ești tu propriul patron, tot ai un program mai ceva decât cineva care, știu, lucrează pentru cineva. Nu lucrez la ceas, dar lucrez la săptămână, cu siguranță. Și nici la normă. Aș vrea să vă pun acum o întrebare personală. Unde vă vedeți voi peste 5, 10 ani, voi, cuplul vostru? Ce vă doriți? Bine că mă întrebai peste 50 de ani, să răspundeam cam imaginea. Dă-i pe prisma unei case, deci pe aia o aveam, da? Peste 50 ani, nu știu, e atât de tumultoasă viața și facem atât de multe. Ce v-ați dori să se întâmple în următorii 5-10 ani pentru voi doi? Că voi vă construiți viitorul, da? Noi suntem atât de, asta încercam să spun, că suntem atât de plin de energie și de pasiune amândoi și facem atât de multe lucruri încât n-aș putea să-ți încadrezi următorii 5 ani ai vieții mele într-un parametru. Și cu siguranță și Laurențiu nu vede chiar așa o limită de aici până aici, facem în următorii 5 ani. Nu. Facem tot ce vine, ce simțim că trebuie să facem și sperăm că ne vei vedea cu zâmbătul pe buze, asta da, și peste 5 ani și peste 10. Construim copii. O să avem o viață de familie ca orice cuplu, ne dorim copii, ne dorim să ni se împlinească proiectele, ca orice cuplu din, de oriunde. Ne dorim copii, ne dorim să fie sănătoși, să fim sănătoși, ne dorim să ne iubim până la adânci bătrâneți. Deci să ne... poate vezi și tu peste 50 de ani, da? Pe prispa, pe prispa plină de mozaic și aruncând cârja după găină. Da, foarte frumos. Vă doresc să vă cruiți așa un drum frumos până acolo și tot ce vă imaginați să prindă contur. Să dea Domnul. Și expoziția, cei din Piața Neamț o pot vedea unde și în ce perioadă? Deci o pot vedea, deci expoziția e în colaborare cu Galeria ERA, cu Asociația ERA, Ciprian Istrate, cu artistul Ciprian Istrate, în locația Central Plaza, o puteți, gazda fiind Central Plaza, o puteți viziona o lună de zile, după aia o trimit în Franța. Sunt și artiști români care i-am descoperit de curând, Mugurel Bărburescu, care trăiește în Australia, o artistă nemțeancă de artă naivă, mulți artiști naivi din România, Andra Margină, care e din Piatra Neamț, Aida Coloroida, care e din Galați, sunt Cloșca, sunt artiști care unii s-au apucat recent de pictură, unii sunt artiști consacrați, deci fundația mea promovează ceea ce înseamnă creativitate, pozitivism sau nu numai, ceea ce înseamnă impuls creativ și magistic,
fără norme, adică fără canoane, fără... Sunt artiști, majoritatea sunt autodidacți și își văd de proprii act artistic interior. Deci aici chiar nu mă interesează CV-ul la artist. Publicul va descoperi mai multe stiluri care și-au corespondent în arta brută, un concept din Franța pe care îl promovez eu de vreo 7 ani, am încetat doctoratul în el și o să observe mai multe stiluri care se apropie de un stil, să zic eu așa, necizelat, fără canoane, un stil așa ușor spre primitivism, spre benzi desenate, cum îi știu, o trimis stilistic ceea ce fac eu, noua figurație se cheamă. Deci avem aici și artă vizionară și artă alternativă și artă brută, chiar artă naivă, artă populară contemporană. Din păcate n-am adus chiar toți artiștii, că mai aveam niște sculpturi mai mici, e cam dificil să... Spațiul e foarte frumos, dar pentru anumite lucrări de miniatură, să zicem, necesită mai mulți pereți. Eu am mai multe lucrări și, ce să zic, deci, cred că am adus peste 200 și ceva de artiști internaționali în România. La un moment dat promovam mai străinii, culme, și eram eu numai eu singur. După aia, încet, încet, am identificat artiști, dar am ajuns la concluzia că trebuie să mă concentrez pe proiectul ăsta cu muzeul, pe mine, trebuie să mă concentrez mai mult pe cariera mea și după aia să identific alți artiști, să-i promovez, pentru că necesită un efort foarte mare, atât intelectual cât și de psihologic, de comunicare, că artiștii toți sunt temperamente foarte dificile și diferite. Unii pot fi colerici, unii și eu. Contează. Ideea e că am încercat ceva ce altcineva ar trebui să facă, să promoveze, să... oricum e un efort foarte mare să iei artiști din Franța, să te ocupi, să găsești săli, să faci colaborări, să media, tot. E un întreg amalgam de... în spate stă, zic eu, o experiență care am dobândit-o în timp, adică dacă sunt la ediția a treia și de 7 ani promovez, deja am o experiență care știu, consider că o mai am de învățat foarte multe în aspectul ăsta. Chiar vreau să lucrurile să așeze în România, în Piatra Neamț, mi-aș dori ca multe valori să întoarcă, să facem din orașul ăsta să fie vizibil la nivel mondial, de ce nu? Piața de artă să se așeze, lucrurile să se îmbine, toți oamenii să conlucreze și să facă, să fie, să demonstrăm că merităm să avem țara asta și să o prețuim. Laurențiu, îți mulțumesc foarte mult că ai răspuns invitației mele. Îți mulțumesc și ție, Ana Maria, că ne-ai lăsat așa să intrăm în viața voastră de cuplu și vă doresc în continuare să fiți foarte fericiți. Și să ne vedem cu bine și la alte emisiuni și mai mulți așa să fim. Da. Că tot spunea Laurențiu. Mulțumesc încă o dată. Și noi mulțumim. Dumneavoastră celor de acasă, vă mulțumim pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră la Tablou de Viață. La revedere!